Slovacia. N-ai cum. Care nu e în zona cum. Euro. Nu ai cum, îți spun sincer, nu mai e problema Greciei în momentul de față, da. E vorba de euro. Tu este vorba de stabilitatea economia euro. Europeană. Exact. Uite, cât e atacuri euro? Speculative. De fapt, este. Sunt acum atacuri speculative pe euro. Și că spuneați mai devreme de China. Eu spun de ceva vreme și lumea spune că e o idee destul de greșită, ceea ce eu nu cred că este greșită. Și vreau și părerea voastră. De ce nu se extinde România în export, în comerț cu China, cu India, cu Asia de Sud-Est, cu Asia de Nord-Est? De ce să nu ne extindem sigur, acolo? Astea au fost piese tradiționale care le-am pierdut. Păi, și acum 68% din comerțul... Pentru că sunt China, India sunt țările care vor avea un cuvânt greu de spus la nivel mondial pentru acest secol. Noi nu ne uităm și nu avem viziune economică pe un termen mediu. Vizările Dacia anul ăsta asta în problem. India au scăzut semnificativ față de anul. Da, a fost o greșeală de fabricație de acolo. Și da. Să ne uităm ce însă... face BRIC-ul, țările din BRIC, da, care sunt, știm foarte bine, Brazilia, Rusia, India și China. Ce face Brazilia? Ajută Iran în momentul de față. Sau mă rog, sprijină Iran. Să revenim deci noi, și de mentalitate. Dar avem copii care nu pot să meargă la școală pentru că n-au cu ce să se încalze. Bun, ai o problemă cronică. Nu. Da. Nu poți să spui că nivelul de sărăcie nu este... Este ridicat, dar... Nu e suficient șomajul... de mare sărăcia ca să învețe pe români să muncească mai cu spor. Doamna Monica și... Acum, chiar că nu mă știu pe politic. Dacă Zorba Grecu. Zorba Grecu, exact. Și să știți că Zorba Grecu a ieșit și din criză. Spuneam mai devreme de soluția oferită de Uniunea Europeană Greciei. Întrebare. Oare de ce Uniunea Europeană nu se gândește să lase și China să ajute Grecia, de exemplu, da? Ce ne-a aulă. Aulă. Ferește. Aulă, Doamne ferește. Deci, stai puțin, nici un aulă. Vreau să vă spun că China să facă... Care s-au încercat a fi... Între statele europene s-au prăbușit și resentimentele, extremismele au crescut. Pentru că totuși în Bruxelles întâlnești politicile naționale, chiar dacă la nivel macro se acționează. Belgia acolo, aproape ia acolo... de disoluție. Statul belgian e mai aproape ca niciodată. Nu, se va topi într-o țară deci care se va numi Europa. Cei care dau din coate și știu să-și negocieze voturile din Parlament sau din comisii, vor avea câștig. Și la București la fel. Și la București să la fel. Moldovenii, noi finanțăm proiectele din țări precum Irlanda, Spania, Polonia, Ungaria. Da, de ce? Vorbeați mai devreme că sunt țări care au investit foarte mult în cercetare. Dumneavoastră știți cât am pierdut noi la cercetare, de atragere de fonduri, doar că n-am avut și noi o strategie națională să trimitem acolo. Credeți, nici asta n-a doamna, fost în stare. Să vă spun ceva, există strategia cercetării, dar noi nu punem în practică nicio strategie, e problemă. Oh, doamne, da, pentru că fiecare ministru care vine la eu educație, astăzi. Nu mi-a spus că pe cercetare nu e nimic. Păi da, vreau să vă spun că astăzi am venit din două discuții cu cercetarea, da? Nu, când am vorbit despre China, m-am referit la câteva aspecte. Unu, că vrem să acceptăm sau nu acceptăm. China, India sunt jucători importanți și vor fi forțele dominante pentru acest secol. Și cine vine din urmă? Brazilia. Da, și Brazilia, țările din BRIC. Chiar da? Mai bun. Bine decât... Așa. Mai puțin Rusia nu așa. Mai vine. Exact. Rusia, corect, așa. Doi, ce ne împiedică pe noi, ca și țară, să dezvoltăm relațiile bilaterale, unde am avut tradiție, unde am avut piețe și le-am pierdut. Și poate să fie prostia. O piață de comerț, prostia. O piață de desfacere și pentru România. Prostia, așa este. Prostia. Dar, da, prostia. Dar dacă nu înțelegem că piețe pe cum China, India, Asia, în general, sunt piețe de succes și să privim strategic acolo... Doamna Ana, China. Vrem provocarea eu vă întreb, China mai e o piață sau este furnizoarea de produse poate pentru piață? Poate fi o piață pentru România. Poate fi o piață de desfacere pentru altceva. Suntem în recesiune, chiar dacă acest cuvânt nu a fost recunoscut public. Asta e adevărul. România este în recesiune, iar amânarea lor unor decizii responsabile de către guvern va afunda România în recesiune și mai mult. Ideea este că trebuie să se termine cu gargara politică din partea tuturor jucătorilor politici și acest guvern
dacă e în stare să ia decizii care să pună România pe un drum corect, bine, dacă nu, se plece acasă. Vă rog să luați notă că până și la virgulă sunt absolut de acord cu ce a spus Ana.